În ultimii 20 de ani, prăznuirea Adormirii Maicii Domnului a devenit un obicei la Mănăstirea Bic, din Șimleul Silvaniei. Această sărbătoare este una dintre cele mai importante, dar și cele mai vechi sărbători închinate Născătoarei de Dumnezeu. Adormirea Maicii Domnului este precedată de 2 săptămâni de post aspru, care, în popor, se spune că este rupt din postul mare. În ajun, în toate bisericile și mănăstirile ortodoxe, se citesc rugăciuni speciale și se cântă prohodul într-o atmosferă de pioșenie. Curtea mănăstirii se umple de pelerinii care simt chemarea și care se adună cu noroadele venite de aproape sau de mai departe, caz în care plecarea pe jos are loc cu mai multe zile înainte. După obicei, tot drumul este parcurs în cântări și rugăciuni, cu speranță, încredere și mulțumire. Noroadelor plecate li se adaugă altele în drumul lor spre mănăstire. Odată ajunse, se opresc în biserică, în fața icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului, unde rostesc rugăciune de înălțare și mulțumire, cerând ajutorul lui Dumnezeu și ocrotirea mamei sale pentru ei, dar și pentru cei dragi. La ieșirea din biserică, se înconjoară bisericuța de lemn din curtea mănăstirii, se roagă icoanei făcătoare de minuni și așteaptă începerea slujbei de seară. Maica Marina, ucenica a marelui duhovnic Arsenie Boca, cheamă cu toaca și clopotele, anunțând începutul slujbelor de seară. Acestea au fost săvârșite de preacuviosul părinte Esar Antonie, în fruntea unui sobor de preoți, rostind cuvântul de învățătură și rugăciunile împreună. Seara a avut loc prohodul, utrenia, în conjurul bisericuței de lemn, slujbele de dezlegare, paraclisul, dar și acatistul. Am venit cu toții încredințați că Maica Domnului, ca o mamă bună, ne va împlini cererile cele bune și va pune ocrotirea ei peste viețile noastre și ale celor dragi. Însă acest lucru, să știți, că venind la mănăstire ne-am rugat împreună și ne-am sprijinit unul pe altul în rugăciune. Și așa împreună rugăciunea noastră s-a înălțat către tronul lui Dumnezeu. Nu aș vrea să închei până când nu v-aș spune că, alergând la mănăstirea Bic, alergați înspre un rai. Aici viețuiește o obște relativ mică de maici, în frunte cu Maica Marina, care este o misionară. Ea fuge în toate colțurile țării ca să-L vestească pe Hristos și experiența personală pe care a avut-o legată de părintele Arsenie Boca, dânsa fiind ucenică de-a marelui duhovnic. Însă această obște de maici a înțeles un lucru foarte important. Acela că în ziua de astăzi trebuie să te implici și în problemele societății. Că nu mai e vreme pentru un monahism meditativ, sau cel puțin nu aici, nu în forma aceasta, ci e vremea pentru un monahism activ. De aceea aici, la Bic, funcționează un azil în care sunt îngrijiți bătrâni și o școală la care învață copii provenind din familii dezorganizate sau cu probleme materiale grele. Mai mult,
În timpul vacanțelor de vară, aici la Mănăstirea Bic, au loc școli de vară cu tinerii. Chiar săptămâna viitoare va începe școala de vară organizată de Liceul Ortodox Sfântul Nicolae din Zalău, la care participă peste 50 de tineri, care vin aici împreună cu profesorii lor, învață din experiența maicilor, le ajută la treabă și încearcă să fie elemente utile societății. Așa încât în această mănăstire se desfășoară o grămadă de misiuni, una mai importantă ca cealaltă, și toate sunt centrate în jurul bisericuței strămoșești. Așa încât venind aici sunteți chemați de Maica Domnului și de Duhul acestui loc, care este un Duh interesat de problemele cu care se confruntă societatea, oamenii, de problemele și de necazurile lor. Și de aceea, venind în această seară și rugându-ne împreună, ne-am rugat și pentru problemele dumneavoastră, însă ne-am rugat și pentru toate activitățile care se desfășoară aici, ca ele să meargă după voia lui Dumnezeu. Împreună, iubiți credincioși și uniți, putem să facem lucruri mari. Cred că în fiecare an, când vorbesc de praznicul Adormirii Maicii Domnului, menționez importanța unității în viața creștină. E important să fim împreună, așa cum sunteți unul lângă altul, suntem uniți. Nu mai suntem separat, ci împreună. Și această rugăciune făcută de o masă mare de oameni are mare putere. A avut loc Sfințirea Apei și Taina Sfântului Maslu, iar apoi slujba Sfintei Liturghii, oficiată de un sobor de preoți, în frunte cu Părintele Consilier, preot Ioan Ardelean, delegatul Preasfințitului. Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacuvioasă Maică Stareță Marina, împreună cu obștea, iubiți pelerini, buni și jertfelnici credincioși, aduc binecuvântări arhierești de la preasfințitul nostru episcop Petroniu, care este în duh de rugăciune la această măreață sărbătoare și praznic în cinstea Maicii Domnului, aici cu noi, dar va fi prezent fizic la hramul din 29 august, tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorului, la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, în care dorește să fie împreună cu dumneavoastră, cu toți, împreună cu liturghisitori. Preacuvioasă Maică Stareță, iată se împlinesc 20 de ani. De când, cu timp și fără de timp, ați lucrat în acest ogor frumos al Domnului și al Maicii Domnului, v-ați luptat să găsiți loc de mănăstire și de pomenire. Și l-ați găsit. Locul este frumos. Florile inundă la tot pasul. Este viață, pentru că viață este Maica Domnului. Și viața ei sfințește cu lacrimile, cu postul,
cu frumoasele pricesne pe tot românul și creștinul care s-a pregătit pentru acest praznic. Dacă ne pregătim cu post și cu multă rugăciune, cu colinde pentru postul Crăciunului sau a nașterii Domnului și Mântuitorului Iisus Hristos. Și dacă după pelerinajul la mormântul Mântuitorului Iisus Hristos din Țara Sfântă, ce mai mare pelerinaj se face la oazele duhovnicești, la mănăstirile care au hram și sunt închinate în cinstea preacuratei și pururea Fecioarei Maria, a tot bunul Dumnezeu ne-a ajutat și ne-a ascultat rugăciunea noastră care a fost ferbinte, după cum ferbinte a fost și aceste zile caniculare, s-au liniștit. Pentru ca cea care este și-a dat naștere strugului mântuirii neamului creștinesc și izvorului vieții, a liniștit ființa noastră, a potolit setea noastră și prin tot ceea ce am făcut frumos, trăim lângă Hristos Domnul și lângă Maica Domnului și lângă toți sfinții, Ioan Botezătorul, liniștea. Și avem siguranța că mergem pe marea vieții, chiar dacă este uneori cu multe obstacole și aizberguri, dar nădejdea noastră, mijlocitoarea noastră, ne izbăvește, ne ocrotește și ne miluiește. Vă mulțumim tuturora care în această zi de praznic sunteți aici la Mănăstirea de Suflet a Maicii Marina, care iată se împlinesc 20 de ani de când cu dragostea și jertfelicia dumneavoastră s-a făcut tot ceea ce s-a făcut și acum schela este în Sfânta Biserică a Mănăstirii. Așteaptă să fie îmbrăcată cu veșminte noi, după cum cu veșminte frumoase a fost îmbrăcată de strămoșii, moșii noștri și această biserică de lemn adusă parcă în 1997 de la Stâna, din apropiere de Zalău, și prin dragostea strămoșilor noștri a îmbrăcat pictură care după 100 de ani se mai păstrează. La fel nădăjduim că și Biserica Mănăstirii, prin grija și dragostea dumneavoastră și jertfelicia bunilor credincioși, va îmbrăca o haină nouă. Maica Stareță, împreună cu obștea, vom fi alături de dumneavoastră. Uitați, câți aveți care sunt pentru dumneavoastră, pentru că dumneavoastră, călugării, ați murit de când ați îmbrăcat această haină a călugăriei pentru Hristos. Și tot ceea ce adunați, faceți pentru Hristos și pentru fiii Lui, pentru norodul Lui, pentru toți credincioșii care vor veni să înalțe aici rugăciuni. De aceea, duceți la casele dumneavoastră. Și tinerii, și cei niști de ani, cântările sfinte, slujba liturgiei, și să fie liturghie după liturghie, cum există la mănăstire și va fi în 29 august, prin prezența Preasfântului Petroniu. Și mulțumiți tuturor pentru toate și fiți siguri, jertfa, gândurile, inima curată
a tuturora va fi răsplătită cu bunătate și cu multe haruri de Maica Domnului și Iisus Hristos. Amin. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin. Cu a tot bunul Iisus să vă binecuvinteze pe toți Fecioara de Sus. Amin. Să rămână Preacucernice Părinte Consilier și Preacucernici Părinți și iubiți credincioși. Iată o sărbătoare cu o grămadă de semnificări, multe, care este praznicul Maicii Domnului, adormirii Maicii Domnului. Apoi este ceea ce mi-a plăcut foarte mult, cum a amintit detailat Părintele Consilier despre martiriul Sfinților Brâncoveni, care sunt Sfinți Români, o familie de Sfinți Români, o familie model, tineri, copii, model, ca părinți pentru vremurile noastre, un părinte care nu și-a cruțat copiii ca să-și dea viața pentru Dumnezeu. Așa să facă și părinții din zilele noastre, copiii să se sacrifice pentru Dumnezeu. Nu ne cere capul nimeni decât capul păcatelor și a fără de legilor care strică tineretul de astăzi. Iar voi tineri, luați aminte la cei tineri care s-au făcut martiri, au pus capul pe butuc pentru credință. Repet, nouă nu ne cere nimeni capul pe butuc, doar să zdrobim capetele a răutăților, a fără de legilor, a desfrâului, a tuturor păcatelor care se săvârșesc astăzi în lume. Aceste capete ne cere nouă Dumnezeu să le zdrobim. De ce, iubiților, spun că sunt o grămadă de evenimente. Ținem să mulțumim preasfințitului părintelui nostru, episcop Petroniu, să-l țină Dumnezeu cu sănătate. A fost o sărbătoare bogată. Mulțumim apoi părintelui consilier pentru cuvântul de învățător, că ne-a dus și ne-a condus și cu Maica Domnului, și spre cer cu ea, și cu Sfinții Martiri, și evenimentele mănăstirii, care m-a provocat că astăzi și în 29 să împlinesc 20 de ani de când suntem aici. Fie slăvit Dumnezeu și Sfânta Treimea, cărui piatră de temelie s-a pus aici.